Ministerul Culturii o acuză pe Roxana Mânzatu, propunerea României pentru funcția de comisar european, că și-a extins locuința din Brașov în mod ilegal și a sesizat poliția. Asta arată un material publicat de snu.ro. Potrivit sursei citate, ministerul ar fi constatat că imobilul Monument Istoric nu a fost extins în mod legal. Roxana Mânzatu spune că nu locuiește într-o casă declarată Monument Istoric. Ministerul Culturii a reacționat după materialul jurnaliștilor de la Snup și a investigat locuința din centrul Brașovului ce aparține Roxanei Mânzatu. Reprezentanții ministerului ar fi constatat că imobilul este monument istoric, iar lucrările de extindere s-ar fi realizat fără aviz. Ministerul a sesizat mai departe IPJ Brașov. Eurodeputata Roxana Mânzatu se apără și spune că locuiește într-o casă din Brașov ce nu a fost declarată monument istoric. Singura locuință pe care am avut-o vreodată, singura pe care familia mea a avut-o în chirie din nou. Această locuință a fost solicitată spre cumpărare încă de când trăia tatăl meu, încă din 1996. Tata a murit în 2004, a făcut nenumărate solicitări de cumpărare la Arial, entitatea din Brașov care deținea acest imobil de 60 de metri pătrați, pentru că el cădea pe noi, ploua prin acoperiș, nimeni n-a făcut niciodată nicio reparație la acest imobil. Este o fostă șură. DJC Brașov a fost la fața locului și a constatat lucrări fără avizul lor. Ne-au spus că vor notifica IPJ Brașov și proprietarii în legătură cu lucrările fără aviz. Clădirea este monument, nu a fost declasată, i s-a lipit o anexă pe care s-au făcut lucrări fără aviz, deși trebuia. Roxana Mânzatu ar putea deveni săptămâna viitoare noul comisar european pentru muncă și vicepreședinte în a doua comisie a Ursulei von der Leyen. Propusă de guvern pentru această funcție, Mânzatu va fi audiată la Bruxelles de către comisiile de resort din Parlamentul European.